Slavă Domnului. Prezența lui aici în seara asta între noi. His presence is here this evening among us. Hallelujah. Și vrem ca să ne bucurăm de prezența Duhului Sfânt. We want to enjoy the presence of the Holy Spirit. Afară e cald. Outside it's warm. Aici este răcoare. Inside here it's nice and cool. Așa că spune cuiva de lângă tine, mă bucur că e răcoare aici. So turn to somebody and say, I'm glad it's cool here. Slavă Domnului. Praise the Lord. Și ne bucurăm de prezența lui între noi. And we are grateful for his presence among us. De cum Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Of how the Holy Spirit works in our lives. Săptămâna aceasta o să încep cu acest lucru. This week I'm going to start with this. Noi nu putem să ne scoatem familia din prezența Domnului. We cannot bring our families outside of the presence Părinți, of the Lord. Părinți, voi sunteți responsabili pentru copiii voștri. Parents, you are responsible for your children. Să încuraja să meargă în prezența Domnului. To encourage them to go into the presence of the Când Lord. Când un tânăr vrea să meargă la biserică. When a young person wants to go to lasă church. Lasă să meargă la biserică. Let that young person go to church to serve the Lord. Nu spune toate lucrurile cu care nu ești de acord cu privire la acea biserică. Don't start sharing with him or her all the things that you're not in agreement with concerning that church. Nu opriți foamea și focul din inimile oamenilor. Don't stop the hunger and the fire from the hearts of people. Pentru că tendința umană the human tendency este să ne hrănim foamea. Is that we will feed our hunger. Din suflet. In our souls. Și la un moment dat, în om este creată o foame. And in time, in a man, there is formed a hunger. O foame care Dumnezeu creează în om. It's a hunger that God has put inside that person. Ca acel om să vrea să-L urmeze pe Domnul. That person will want to follow the Lord. Dar când omul este oprit, but when that person is stopped, el va încerca să-și umple altfel acea foame. He will try to fill that hunger in another way. În diferite moduri nesănătoase. In other less healthy ways. Pentru că foamea acum există. Because now there is that hunger. Și foamea there. Trebuie hrănită. And that hunger needs to be fed. Și e important ca noi să ne hrănim bine foamea din noi. It's important for us to learn to feed well the hunger that's in us. Iisus a zis, veniți la mine. To satisfy well the hunger that's in us. Jesus said, come unto me all of you who are weary and heavy burdened. Și a spus, cei care sunt flămânși și însetați vor fi săturați. And he said also that those who are hungry and thirsty, they will be filled. El satură foamea din noi. He fulfills the hunger that's in us. În general, ceea ce oprește pe oameni in general, what stops people să intre în prezența lui Dumnezeu from entering into the presence of the Lord este religia. It's religion. Știu că e o contradicție ce vă spun. I know that it's a contradiction what I'm telling you. Și în seara asta o să vorbim un pic de aici. And I want to share some from here. Și aș vrea să deschidem întâi în Faptele Apostolilor. I'd like us to look first in Acts chapter 9. În capitolul 9. O să citesc de la versetul 22. Start reading from verse 22. Totuși, Saul se întărea tot mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristosul. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this is the very Christ. După ce s-au împlinit mai multe zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. And after that, many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Dar înălțirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. But their laying await was known of Saul and they watched the gates day and night to kill him. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se alipiască de ucenici, dar toți se temeau de el, necrezând că era ucenic. And when Saul was come to Jerusalem, he tried to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Dar Barnaba l-a luat cu el, l-a adus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc vorbise cu îndrăzneală în numele lui Isus. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way and that he had spoken to him and how he had preached boldly in Damascus. In the name of Jesus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. And he was with them coming and going out of Jerusalem.
vorbind cu îndrăzneală în numele Domnului, și el vorbea și discuta cu evreii care știau grecește, dar ei căutau să-l omoare. And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. Și frații, aflând aceasta, l-au adus jos la Cezarea și l-au trimis la Tars. When the brothers heard about it, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. Aici este vorba despre Saul. Here is talking about Saul, care urma să ajungă apostolul Pavel. Who is going to become the apostle Paul. Saul a avut o întâlnire cu Domnul pe drumul spre Damasc. Saul had a meeting with the Lord on the Damascus road. Se ducea în Damasc să-i prindă pe cei care credeau în Hristos. He went towards Damascus to arrest those who believed in Christ. Cu hârtii la el de la toți oamenii religioși în acel timp. He had paperwork with him from all of the religious people during that time. Care aprobau ceea ce el făcea. They approved of what he was doing. Și pe drumul spre Damasc, o lumină strălucește peste el. On the road to Damascus, a light shines down upon him. Și Domnul Iisus îi vorbește. And the Lord Jesus speaks to him. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul a fost un evreu dintre evrei. Saul was a Jew of Jews. A fost fariseu. He was a Pharisee. Din seminția lui Beniamin. From the tribe of Benjamin. Filipeni capitolul 3 îl descrie foarte mult care era istoricul lui religios. In Philippians chapter 3 he describes in detail what was his religious history. Și el îl sluja pe Dumnezeu. He was ministering, serving the Lord. Noi acum trebuie să știm că Saul nu l-a slujit pe diavol. Saul was not serving the devil. Nu a slujit pe Baal. He wasn't serving Baal. Nu a slujit pe Dumnezei străini. He wasn't serving some foreign gods. El a slujit pe Dumnezeu. He was serving God. Pe Dumnezeul poporului său. The God of his people. Yahweh. Jehovah. Așa este numit în Vechiul Testament. That is what he is called in the Old Testament. Numele lui, his name, îl vedem de la începutul creației. We see from the beginning of creation. Și Pavel a slujit pe acest Dumnezeu. Paul, Saul was serving the Lord. Singurul Dumnezeu adevărat. The only true God. Și aude o voce. He hears a voice. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul, Saul, why are you persecuting me? Fiul lui Dumnezeu care deja era înălțat la Tatăl. The Son of God who had already ascended to the Father. Iisus stătea la dreapta Tatălui în ceruri. Jesus was seated at the right hand of God in heaven. Îi vorbește lui Saul, unui om. Speaks to Saul, a man. Dumnezeu vorbește din ceruri. God speaks from heaven. Unui om pe pământ. A person upon the earth. Un om care se lupta împotriva bisericii. A person who was fighting against the church. Saul credea că ceea ce el făcea era bine. Saul thought that what he was doing was good. Ceea ce făcea el îi aducea de fapt slavă lui Dumnezeu. That what he was doing was bringing glory to God. Că el făcea aceste lucruri să-i oprească pe oameni să mai creadă în Hristos ca și Mesia. He was doing that to stop people from believing in Jesus as the Messiah. Și Fiul lui Dumnezeu îi vorbește din cer. The Son of God speaks to him from heaven. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul, Saul, why are you persecuting me? Este harul mare al lui Dumnezeu care îl găsește pe acest om adânc scufundat în religie. The grace of God that finds this man who is deeply drowning in religion. Dar Domnul știa că Saul din neștiință a făcut aceste lucruri. But God knew that Saul did that not knowing. El credea că face bine. He thought that what he was doing was good. Dar atunci când smulgi oameni din casele lor și arunci în închisoare. When you pull people out of their houses and throw them in prison. Atunci când te lupți fizic cu oamenii. When you go and you're physically fighting with people. Nu e o problemă deja acolo. There's already a problem there. Între ceea ce e religia curată în ochii lui Dumnezeu. Between what is true religion in the eyes of God. Și ceea ce e doar religie bazată pe fapte moarte. A religion that's pure or a religion that's dead and just based on deeds. Știți ce interesant? Do you know what is interesting? Că nimeni nu a încercat să-l omoare pe Saul înainte ca el să devină creștin. Nobody tried to kill Saul before he became a Christian. Nimeni
nimeni nu încerca să-l omoare pe Saul sau să-l pedepsească sau să-l izgonească dintr-o cetate sau să arunce pietre după înainte să devină creștin. Nobody tried to kill Saul or to punish him or to throw him out of a city or to stone him to death before he became a Christian. Nimeni nu s-a împotrivit lui Saul. Nobody was opposing Saul. Familia lui era de acord cu el, prietenii împreună cu el, liderii lui religioși împreună cu el. His friends, his family, the other religious leaders, they were all together with him, they were for him. Toată lumea l-a stimat. Everybody held him in high esteem. Dar deja într-un pasaj foarte scurt, de două ori în două orașe diferite, oamenii vor să-l omoare. But already in a short passage in two different cities, people wanted to kill him. Pentru că nu pentru că el a fost acum un criminal, înțelegeți? Not because now he was a criminal, you understand? Nu pentru că i-a scos pe oamenii acum din casele lor să bată. Not because he was pulling people out of their houses now to beat them. Ci din cauza că el avea o altă teologie. But because he had different theology. Vedea lucrurile altfel. He saw things in a different way. Vedeți, de fapt, prima moarte în biserica creștină ca și primul martir în biserica creștină. The first death in the Christian church, the first martyr. Are de-a face cu teologia. It was actually based upon theology. Cu doctrina. Doctrine. În urma unei predici, following a preaching, Ștefan a fost scos afară din cetate și bătut cu pietre. Stephen was dragged out of the city and stoned to death. Ce se întâmplă într-un om atunci când tu s-auzi o predică să vrei să omori pe omul care predică? What can be in a person that when that person hears a preaching, they want to kill that person? Ce poate să fie înăuntrul unui om? What can be inside of a person? Dacă atunci când auzi pe cineva vorbind, that hearing somebody else speaking, nu bate pe nimeni, nu jura pe nimeni, nu face rău nimănui, doar o vorbit, o predică. That person who's speaking hasn't beaten anyone, hasn't hurt anyone, hasn't done anything wrong to somebody, just sharing a preaching. Tu să vrei să omori pe acel om. That you would want to kill that care person. Ce în inimă? What's in your heart? Atunci când Dumnezeu a vrut să spună prima lui predică pe pământ, when the Lord wanted to preach his first message on the earth, Fiul lui Dumnezeu a vrut să spună primul lui mesaj. The Son of God wanted to share his first message. M-am gândit oare cât timp a stat Iisus să gândească la predica aceea. I was thinking, how long did Jesus stay to think about that message? Mi se spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 4. It says in Luke chapter 4. Că se duce, ca de obicei, în sinagogă. He went to the synagogue like normal. Ia sulul cărții prorocului Isaia. He takes the scroll of Isaiah. Și deschide până în Isaia 61. He opens up to Isaiah 61. Deschide până acolo unde este scris, Duhul Stăpânului Domnului este peste mine. He opens up where it's written, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Oare cât timp a stat Iisus să se gândească care va fi primul meu mesaj aici pe pământ ca și predică? How long did Jesus stay to think, what is my first preaching going to be here upon the earth? Cred că ce onoare pentru prorocul Isaia să știe că din cartea lui o predicat prima dată Iisus pe pământ. What an honor for the prophet Isaiah to know that Jesus preached his first message from his book. Și spune, Duhul Stăpânului Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să vindec pe cei cu inima zdrobită. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because he has anointed me to heal the brokenhearted. Eliberare celor ce sunt captivi. To proclaim liberty to those who are in captivity. Și așa mai departe. And he continued on. Și pe urmă Iisus se duce. Then Jesus went. Și se așează. And he sits down. Se duce frumos și se pune așa jos lângă ei. And he goes and he sits down next to them. Acum să știți că asta e în Biblie. You know, that's what it says in the Bible. El s-a dus și s-a așezat. He went and he sat. Și spune, astăzi aceste cuvinte s-au împlinit. And he said, today these words were fulfilled. În fața ochilor voștri. Before your very eyes. Și toți se uitau la el. Everybody looked at him. Ca și cum voi acum vă uitați înspre mine. Just as you all are looking at me right now. Și atunci Iisus o să-mi zice și mie.
You might say to me, Jesus said, Doctore, fă și aici minunile pe care le-ai făcut în Capernaum. Doctor, do here also the miracles that you did when you were in Capernaum. Dar vreau să vă spun. But I want to tell you. Că în timpul prorocului Ilie, during the time of Elijah, Dumnezeu the prophet, a vindecat o văduvă din Sarepta. The Lord visited a widow woman from Zarephath. Și în timpul lui Naaman, and during the time of Naaman, într-un timp al prorocului Elisei, in the time of Elisha, Domnul a vindecat pe Naaman care era un sirian de lepră, deși erau mulți leproși în Israel. God healed Naaman, who is a Syrian, of his leprosy when there was a lot of lepers also in Israel. Amin. Amen. Asta a fost predica. That was his preaching. Și voi ați gândit acum, and now you'd think, ce frumos. Oh, that was so nice. Ce predică scurtă. It was a short message. Mergem acasă. We're going to go home now. E o seară călduroasă de vară. It's putem a să mergem să ne plimbăm prin warm parc. Summer evening. We can go walk through the park asta, now. Asta a fost prima predică. That was his first preaching. A durat 2 minute, poate. It took him maybe 2 minutes to share. Să spună predica. To share his poate preaching. Intonațiile au fost mai interesante. Maybe his intonation was more interesting. Poate a făcut pauze, gen selah, cum zice psalmistul. Maybe he took some breaks like silah, as it says in the Psalms. Poate dura 5 minute. Maybe it took even 5 minutes. Și te gândești, oh, da, Domnul a vindecat, într-adevăr, în Biblie. In cărțile ce noi le citim. It's in the Bible, it's in the books that we read. Domnul a vindecat acea văduvă, Domnul a vindecat acea, Domnul a făcut minuni pentru acea văduvă, Domnul a vindecat acel lepros. The Lord did miracles for that widow woman, he healed the leper. Sunt minuni care, despre care noi citim în cărțile, în aceste suluri de carte. Le avem aici, în sinagogă, la noi. We read about them, we have them written here in the scrolls, in the synagogue, it's recorded. Iisus doar citează Scriptura acum. Jesus is just quoting the Scripture right now. Ceea ce El spunea. But what He said to them. Și ei au înțeles. And they understood what He was saying. E că Dumnezeu se pregătea. Was that God was getting ready să se atingă de neamuri, to touch the nations, de oameni pe care ei îi urau, the Gentiles, de people that they care hated, ei disprețuiau, that they looked down upon. Că urma să meargă înspre celelalte popoare. That God was getting ready to go to other peoples. Și ei ar fi vrut să fie doar pentru ei. They wanted it to be kept just for themselves. Și Dumnezeu să-i judece pe ăilalți. That God would judge those other peoples. Așa ne simțim și noi uneori. Sometimes we also feel the same way. Doamne, poate că vrei să-i judeci pe ăștialalți și pe noi să ne dai favoare, să ne ridici. Lord, maybe you want to judge those other ones and you want to give us favor to lift us up. Cum unii dintre noi abia au așteptat să câștige Italia și nu ne-au păsat că ăștia l-a cu Spania ori pierdut și ori plâns. Like some of us, maybe we really wanted Italy to win and we didn't care that Spain lost and they were crying. L-au luat pe Iisus. They took Jesus. În urma acelei predici. After his preaching. L-au scos afară din cetate. They brought him out of the L-au dus town. Pe marginea unei prăpăstii. They brought him to the edge of a cliff. Și-au vrut să-l arunce, să-l omoare. They wanted to throw him over to kill him. Religia vrea să se omoare ție viziunea. Religion wants to kill your vision. Iisus tocmai a spus viziunea lui. Jesus had just shared his vision. Iisus tocmai a spus comunității lui locale, uite ce vreau să fac în viața asta. He had just said to his community, look what I want to do in this life. Uite care chemarea lui Dumnezeu, ce Tatăl are pentru mine. Look what my calling is, what the Father has for me. Și lor nu le-a plăcut. They didn't like it. Și au vrut să-l omoare. They wanted to kill it. Interesant că până atunci nimeni nu a vrut să-l omoare în orașul lui. It's interesting that until that moment nobody in his town wanted to kill him. Dar la uzul unei predici. But at the end of a message, au vrut să-l omoare. They wanted to kill him. Poate că s-au mai supărat pe el când erau copii, știți, când au crescut pe aceleași străzi împreună.
Maybe they had gotten upset with him when they were kids, when they were growing up in the same streets. Așa cum cumva te-ai supărat pe copilul ăla perfect, care face toate lucrurile bine și ascultător, și părinții te spune, no, uite lui Isus, ăsta tot timpul ascultă de părinții lui. It's like that perfect child that always annoyed you, and your parents would say, oh, look at that child, he always, they look at Jesus, he always obeys his parents. Sau la școală se duce, știi, caietul de caligrafie, Isus a făcut toate bastonașele frumos. Or like going at school and calligraphy, that Jesus would have the perfect penmanship. Și te duci acasă și mama zice, da, Iisus, ce notă a luat? And you go home and your mom asks you, well, what grade did Jesus get? Poate că totuși comunitatea lui a avut un pic de râcă pe el din copilărie. Maybe his own community they had some issues with him even from their childhood. De multe ori ni se spune că Isus a știut ce gândeau ei. Many times it tells us that Jesus knew people's thoughts. Cum când noi auzim o predică. When we hear a preaching. Ce se întâmplă în inima noastră? What's going on in our hearts? Oare judecăm? Are we judging? Criticăm. Are we criticizing? Ne gândim, apoi eu m-aș descurca mai bine la o predică. Do we think, oh, I could do a better job at preaching? Aș putea să o întorc mai altfel. I could have maybe turned things another way. Vorbește ca și în Cluj, Mihaela. Nu-mi place atât accent de clujan. You speak like a Cluj person, Miha. You have such a Cluj accent. Sigur, dacă mama ar asculta mesajele, de acest lucru s-ar lua cu siguranță. For sure, if my mother listened to these messages, she would have felt that thing for sure. Cum știi că ai probleme cu religiozitatea? How do you know that you have an issue with religiosity? Când o predică te mânie. When a preaching makes you angry. Te supără. It gets you upset. Zgândere ceva acolo. It scratches something deep down there. Poate să fie predici ce ție să nu-ți placă. There might be some preachings that you don't like. Poate să fie predici cu care tu să nu fii de acord. There might be a preaching that you're not in agreement with. E în regulă. That's okay. Dar când te mânie. But when it gets you angry. Când te face să critici, să judeci. When it causes you to criticize and judge. Vedeți, religia încearcă în tot timpul să îi controleze pe oameni. Religion always tries to control people. Religia și controlul merg mână în mână. Religion and control go hand in hand. Dacă sunteți pasionați de a citi istorie, if you are passionate about studying history, o să observați acest lucru pe parcursul istoriei. You will observe this throughout history. Cum religia și controlul au mers mână în mână. How religion and control went hand in hand. De fapt, religia este un alt fel de sistem dictatorial. Religion is another type of dictatorship system. Iisus nu a venit să aducă o religie. Jesus did not come to bring a religion. Iisus a venit să învețe pe oameni. Jesus came to teach people. Cum să aibă o relație cu Dumnezeu Tatăl. How to have a relationship with God the Father. Cum să se apropie de Dumnezeu. How to get closer to God. Cum să-l cunoască pe Dumnezeu. How to know God. Și cum viețile lor să fie schimbate din gloria lui Dumnezeu. Their lives can be changed from the glory of God. El nu a venit să aducă o religie. He did didn't come to bring religion. El nu a instalat un sistem dictatorial. He didn't bring a dictatorship. În Marcu, în capitolul 2, in Mark chapter 2, ni se spune de niște prieteni care au venit și l-au adus pe prietenul lor paralizat la Iisus. It tells us about some people who came and brought their paralyzed friend to Jesus. Știți că peste tot prin Evanghelii, you know, everywhere in the Gospels, o să găsești oameni că vin și aduc pe alți oameni la Iisus. You'll find people who come and bring other people to Jesus. Oameni vor să aducă copiilor, prietenilor, familia lor în prezența lui Dumnezeu. That people wanted to bring their children, their family, their friends into the presence of God. Și când Iisus vede pe acel om, when Jesus sees this man, zice, copilă, păcatele tale sunt iertate. He says, son, your sins are forgiven. Înainte să-l vindece. Before he healed him. Pentru că Iisus a înțeles care este gândirea religiei.
Jesus understood what the thinking of religion is. Gândirea religiei este. The thinking of religion is. Tu ești bolnav. You are sick. Înseamnă că tu ai păcătuit, de asta ești bolnav. That means that you sinned, that's why you're sick. Sau cineva din familia ta a păcătuit, de asta ești bolnav. Or somebody in your family sinned, that's why you're sick. Aceea este gândirea religiei. That is religious thinking. Și Iisus a știut gândirea sistemului religios în care el a venit. Jesus knew the thinking of the religious system that he came into. Și primul lucru de care se ocupă, the first thing that he took care of, e de a rupe această conexiune. Was that he wanted to break that connection. Între păcat și vindecare. That was between sin and healing. Și în mijlocul acelor oameni care erau adunați acolo, in the midst of those people who were gathered there together, și cei care erau cei mai apropiați, those who were the closest, erau foarte mulți farisei și saducei și învățători ai legii care de obicei se duceau după el. There was a lot of Pharisees, Sadducees, teachers of the law who usually followed him around. Și ucenici de lui. Also his disciples. Care au trecut printr-un proces lung până când să fie schimbați. Who went through a long process before they were changed. Pentru că întrebarea ce noi toți trebuie să ne opunem, the question that all of us must ask, este de ce n-au ieșit farisei afară, de ce n-au ieșit învățătorii legii afară, de ce n-au ieșit ucenicii afară să poată să intre acel om bolnav. Why didn't the Pharisees, the Sadducees, the teachers of the law, and even the disciples go outside so that that sick man had room to come in? Ei erau sănătoși. They were healthy. Omul avea nevoie de vindecare. But that man needed healing. Dar nimeni nu i-a făcut loc să vină. Nobody made room for him to prietenii come. Prietenii lui s-au luptat spărgând acel acoperiș ca el să poată să vină în prezența lui Iisus. His friends fought. They dug through the roof so that he could get to Jesus. Și în momentul în care Iisus zice, copilă, păcatele sunt iertate. From the moment that Jesus says, son, your sins are forgiven. Zice, unii din cărturari stăteau acolo și se gândeau în inima lor. It says that some of the teachers of the law stood by and said in their hearts, cum de vorbește omul acesta astfel? How does that man speak in this way? Hulește. He is blaspheming. Interesant că ei spuneau despre Fiul lui Dumnezeu că el hulește. Interesting that they were saying despre Dumnezeu însuși că el hulește. About the Son of God, about God himself, that he was blaspheming. Și Iisus clarifică cum stau lucrurile. But Jesus then clarified how things are. Vedeți, el știe ce trece prin mintea noastră când noi ascultăm cuvântul lui. He knows what's going through our minds when we listen to the word. El știe ce se întâmplă cu noi. He knows what's going on with us. Știe ce trece prin mintea noastră. He knows what we're thinking. Și de fapt cuvântul lui când vine, his word when it comes, va ridica la suprafață. Will bring up to the surface. Precum focul ridică mizeria din aur. In the same way that a fire brings out the impurities from gold, lucruri care sunt înăuntrul nostru, things that are inside of us. Saul a predicat pe Iisus. Saul preached about Jesus. Și a vrut să-l omoare. They wanted to kill him. Și când el a aflat, de fapt și alții au aflat despre cum a vrut să-l omoare în timp ce era în Damasc. When they heard about how they wanted to kill him there in Damascus, ei l-au coborât noaptea într-o coșniță. They let him out of the city in the nighttime in a basket through the wall. Cred că e un lucru foarte interesant. It's really interesting. Cred că a fost comic. I think even funny. Cred că an după oamenii ziceau, ții minte cum arăta Pavel acolo în coș. For years afterwards people would say, do you remember what Paul looked like there in that basket? Cred că și Pavel și-a adus aminte an după. Paul even remembered many years later. Pentru că în 2 Corinteni 11. It says in 2 Corinthians 11. După ani de zile când le scrie celor din Corint. Years later when he's writing to those in Corinth. Mulți ani au trecut de atunci. Many years have gone by. Zice, dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucruri privitoare la slăbiciunea mea. He said, if I will boast, I will only boast about my, things concerning my weakness. În capitolul 12, versetul 32, în Damasc, guvernatorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Zice, deci 2 Corinteni, capitolul 11, în versetul 32.
In 2 Corinthians 11, verse 32, it says, "In Damascus, the governor under Aretaeus, the king, kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me." Dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță peste zid și am scăpat din mâinile lor. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hands. Ia să vă spun cum lucrează religiozitatea între creștini. Let me tell you how religiosity works among Christians. Dacă aș fi eu, dar nu Pavel, în Damasc. If I would have been myself, not Paul, there in Damascus. Mihaela în Damasc. Mihaela there in Damascus. Și predic Evanghelia. And I was preaching the gospel. Și aflu că oamenii vor să mă omoare. And I heard that people wanted to kill me. În acel moment. In that moment. Creștini, ce fac? What do Christians do? Oh, Domnul să te protejeze. The Lord's going to protect you. N-o să păsești nimic. Nothing bad's going to happen to you. Psalmul 91. Psalm 91. Cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic. He who abides under the shadow of the Almighty. N-o să păsești nimic, nu-ți face nimeni nimic. Nothing bad's going to happen to you. Stai aici. Nobody's going to do anything wrong to you. Just stay here. Și dacă eu Miha mă hotărăsc să plec. If I, Mihaela, made a decision to leave, să mă urc într-o coșniță, to get in a basket, noaptea pe ascuns, in the middle of the night, să plec din cetate, in a secret way to leave the city, o să-i, Miha, asta n-are credință. I would say, oh, this Miha doesn't have faith. E frică. She's afraid. N-are credință. She doesn't have faith. E frică. She's afraid. De asta pleacă noaptea pe ascuns. That's why she's leaving in the middle of the night and hiding. Știți că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor la un moment dat? Do you know that the Lord Jesus once told his disciples? Dacă sunteți prigoniți într-o cetate, fugiți în cealaltă. If you're persecuted in one city, run to another one. Nu le-a zis eu să vă protejez în cetatea aia. He didn't say I'm going to protect you there in that city. Noi trebuie să citim Biblia în toată. We must read the whole scripture. Nu să folosim versete în afara contextului. Not using verses that are taken out of context. Și fără să ne uităm la toate fațadele. Without looking at all of the different facets. Pavel nu a arătat lipsă de credință. Paul didn't leave because he had a lack of faith. El a arătat înțelepciune. But he was walking in wisdom. Credința nu neagă bunul simț. Faith does not deny common sense. Și nu neagă înțelepciunea. And it doesn't deny wisdom. Uneori înțelepciunea e să fugi. Sometimes wisdom is to run. Uitați-vă la Iosif. Look at Joseph. A fost prins de soția lui Potifar într-o casă, într-o cameră. He was caught by Potiphar's wife in a room. Acum Iosif putea zic, a, pe mine Domnul mă protejase. Eu pot să mă întâlnesc singur ca și bărbat cu o femeie măritată în casă la ea într-o cameră fără nicio problemă. He said, oh, the Lord is going to protect me. I can meet by myself with a married woman in a room in her house. Dar înțelepciunea lui Iosif. But the wisdom of Joseph. Și credința arătată. And this was showing faith. A fost să fugă. Was for him to run away. Pentru că Biblia de asemenea spune să fugi de ispită. The Bible also tells us run away from temptation. La fel cum zice să te împotrivești ispitei. Just as it also says to stand against temptation. Oamenii sunt foarte religioși. People can be very religious. Și nu mă refer la oameni pe care pe care nu-i cunoaștem. And I'm not talking about people that we don't know. Într-un coș, Pavel. Paul in a coș. Basket. Marele apostol Pavel. The great apostle Paul. Marele apostol Pavel. The great man of God. Într-un coș. In a basket. Era o coșniță din aia în care se puneau pâinile. It was a type of basket that you would have stored bread in. Țineți minte de pilda cu înmulțirea pâinilor, de fapt care n-a fost pildă, ci a fost fapt real că s-a întâmplat? Do you remember the story about the multiplying of the bread and the fish? Coșnițele pline de fărâmituri. There was baskets full of leftovers. Astfel arăta coșnița, era ceva folosit pentru pâine în care a fost pus Pavel. That is what actually Paul was let
through the wall and it was in a basket like that. Și acum pot să vă fac o conexie foarte specială. Now you can make a very special connection. Cel care hrănește cu pâine. The one who is feeding with bread. Pâinea l-a dus și l-a protejat. The bread basket brought him out and protected him. Cel ce udă pe alții. He who waters others. Va fi udat și el. He will be watered himself. Pavel a plecat din Damasc. Paul left Damascus. Și ajunge în Ierusalim. And he ends up in Jerusalem. Și avea o dorință să-l întâlnească pe Petru. And he had a desire to meet Peter. Și în Galateni 1 el explică mai mult. In Galatians 1 he shares more about that. Pentru că vroia să discute un pic cu el despre lucrurile care Domnul le arăta spiritual. He wanted to discuss with him about spiritual things that the Lord had showed him. Oamenii aceștia au fost cei care au pus temelia bisericii în ce privește înțelegerea cuvântului, principii de viață a creștinismului. These men were the ones who laid the foundation of what it was concerning principles of life and the understanding of scripture. Și pentru Pavel ceea ce Domnul vorbea era atât de revoluționar. What God was speaking to Paul, it was so revolutionary. El a vrut să vorbească cu Petru despre aceste lucruri. He wanted to discuss with Peter concerning those things. Și când ajunge în Ierusalim, when he ends up in Jerusalem, vrea să se întâlnească cu Petru și cu ceilalți apostoli. He wanted to meet with Peter and the other apostles. Zice că Saul a căutat să se alipiască de ucenici. And it says that Saul wanted to join himself with the other apostles. Odată vroia să ajungă să vorbească cu Petru, să discute acele lucruri. On one hand, he wanted to meet with Peter to discuss some things. Conform cu ce spune în Galateni. Concerning what it was saying in Galatians. Dar acum vedem că el vrea să se alipească de ucenici. But we see here in Acts that he wanted to join himself with the other disciples. Pavel putea să spună, he could have said, mi-e destul eu cu Domnul. It's enough for me just to be alone with the Lord. Mi-e destul să fiu cu ceilalți creștini din alte locuri. It's enough for me to be with some Christians from other places. În momentul în care Pavel a ajuns în Ierusalim, but when Paul ended up in Jerusalem, imediat a căutat părtășia cu ceilalți creștini. He immediately looked to have fellowship with the other Christians. Dacă apostolul Pavel a avut nevoie de părtășie, if Paul the apostle needed to have fellowship, cum am putea trăi noi fără părtășie? How could we live without fellowship? Dacă apostolul Pavel a căutat, s-a luptat, if he reușească să fie aproape de ceilalți creștini. To get close to those other Christians. Cum putem noi să credem că rezistăm uitându-ne la un program pe internet, sincer? How can we think that we can get along just watching a program on the internet? Pentru că nimeni nu poate să suplinească părtășia care are de a face cu noi aici împreună. Nothing can replace the fellowship that has to do with us here together. Vă spun, părtășie nu e cu cineva pe internet. You don't have any way of fellowshipping with someone on the internet. Părtășia ține de a face cu apropiere. Fellowship has to do with closeness. Cu a cânta Domnului împreună. To sing, cu a sluji Domnului împreună. Together, cu a lucra împreună. Serving the Lord together, of working together. Lucrând împreună cu ceilalți creștini. Working together with other Christians. Mâncând împreună. Eating together. Acum tu poți să mănânci un burger aici și ălalalt în America să mănânce french fries. Cartofii prăjiți, da? You can eat a burger here and somebody else be eating french fries in the US. Și să vă uitați prin internet unul la altul, unul mănâncă burger și ăla la alt cartofi prăjiți. And you can look on the internet at each other. You're eating that burger, the other person is eating the french fries and you're watching one another. Dar nu e același lucru cu momentul în care tu pui farfurile pe masă, ne punem împreună la masă, povestim. It's not the same thing as ne plimbăm prin bucătărie cu toți, spălăm vase. You put the food, the plates there on the table and then afterwards you're in the kitchen, you're washing dishes.
Pavel o încerca să se lipească de ei. Paul tried to join himself to them. Dar ei erau suspicioși. They were suspicious. Pentru că în acel moment biserica a fost în pericol. In that moment the church was in danger. Ei erau prigoniți. They were being persecuted. Și Saul a fost persecutorul numărul 1 înainte. Saul was the number one persecutor before. Și de aceea ei au fost circumspecți. And for that reason they were being thoughtful about it. Și aici intervine Barnaba. But then Barnabas got involved. Barnaba vine și le spune lor. Barnabas comes and says to them. Trebuie să dați lui Pavel o șansă, el chiar s-a întors la Domnul. You need to give him a chance. He really turned to the Lord. Probabil că ei se cunoșteau un pic dinainte. Probably they knew him a bit before. Barnaba era din un levit din Cipru. Barnabas was a Levite from Cyprus. Aproape. Cyprus. Aproape de Tars. That was close to Tarsus. Amândoi erau evrei elenistici acolo în orașele lor. They were both Hellenistic Jews there in their cities. Și probabil că se cunoșteau. Probably they had known each other. Probabil că Pavel s-a dus să-l caute pe Barnaba, să reușească astfel să-i convingă pe ucenici să-l accepte. Probably Paul went looking for Barnabas to be able through him to convince the other disciples. Și Pavel face ceea ce facem și noi. Paul did what we also do. Se întâlnește cu ucenicii. He meets with the disciples. Evangelizează afară. He goes and he evangelizes. Slujește în biserică. He ministers in the church. Slujește afară în comunitate. He ministers out in the community. Și oamenii au încercat să-l omoare și acolo. People tried to kill him there also. Iar ucenicii din Ierusalim. But the disciples from Jerusalem. Aici ni se spune în Fapte 9 că s-au hotărât să-l trimită în Tars. It says that they decided to send him to Tarsus. Și de multe ori m-am gândit. I thought many times. Că probabil n-au știut ce să facă cu Pavel, așa că l-au trimis. They didn't know what to do with Paul, so they decided let's send him away. Și asta e o idee. That's an idea. Dar așa cum noi citim Biblia. But as we read in the Bible. Uneori vedem, oh, uite că Pavel a explicat de fapt ce s-a întâmplat. We can actually see, oh, look, Paul explained what took place. Și aș putea să vă întreb astăzi pe voi. I could ask you now. Unde a explicat Pavel ce s-a întâmplat? Where did Paul share about what happened? Dar în Fapte 22. In Acts chapter 22. Când el după ce este prins. After he's el predică, he preaches, și vorbește despre convertirea lui la creștinism. And he shared about his conversion to Christianity. Și cum Domnul i-a spus să meargă în Damasc și acolo se va spune ce să facă. That the Lord spoke to him to go to Damascus and that it'll be shown to him what he should do there. Și cum Domnul i-a prorocit prin Anania. And how the Lord spoke to him prophetically through Ananias. Iar pe urmă ajunge în Ierusalim. And afterwards how he ended up in Jerusalem. Și zice în Fapte 22 versetul 17. It says in Acts 22 verse 17. Când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu, s-a întâmplat să fiu în extaz. And it came to pass that when I had come to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance. Și să-l văd zicându-mi, grăbește-te și ieși repede din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. And saw him saying unto me, make haste and get you quickly out of Jerusalem, for they will not receive your testimony concerning me. Și am zis, Doamne, eu știu că puneam în închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue those who believed on you. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, mi-uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce l-omorau. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death and kept the clothing of those who slew him. Atunci el mi-a zis, du-te, că te voi trimite departe la neamuri. And he said unto me, depart, for I will send you far away unto the Gentiles. Pavel explică, atunci când era în Ierusalim, Paul explains how when he was there in Jerusalem, Domnul i-a vorbit să plece de acolo. The Lord spoke to him to leave that place. Și Duhul Sfânt l-a călăuzit pe el. The Holy Spirit led him. Nu a fost trimis pentru că nu știau ce să facă cu el. He wasn't sent just because they didn't know what to do with him.
Domnul a vrut ca el să meargă mai departe. The Lord wanted him to go further. Pentru ca viziunea lui Isus spusă în Evanghelia după Luca în capitolul 4. The vision of Jesus that we find there in Luke 4. Să poată să fie împlinită. Could be fulfilled. Neamurile să audă. That the Gentiles, the nations will hear. Și reacția oamenilor când Pavel spune aceste lucruri. The reaction of the people when Paul says that. Că iată te trimit să mergi la neamuri. I am sending you far from here unto the nations. Este exact ca și aceea când Iisus a predicat. It was exactly the same way as when Jesus preached that first time. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. It says that they gave him audience until this word. Și și-au ridicat glasul și au zis. And they lifted up their voices and said. Ia de pe pământ pe un astfel de om, căci nu se cuvine să trăiască. Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. Și scoteau strigăte. They cried out. Își aruncau hainele. They cast off their clothes. Și azvârleau cu țărână în văzduh. They threw dust up in the air. Aș vrea să rămânem cu acest lucru în seara asta. I want us to be left with this. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. They listened to him until he said that word. Care-i acel cuvânt pentru tine? What is that word for you? Unde se ridică împotrivire în tine? Where something rises up inside. Unde tu asculți? Where you're listening? Până când ceva e atins acolo. Until something is touched. Și din acel moment nu mai poți să asculți. And after that moment you can't listen anymore. Deja te închizi. Already ceva se blochează în tine. Something is blocked in you. Care e acel lucru? What is that thing? Vreau de aici înainte să-l scrii. I want you from now on, write it down. Să-l scrii. Write that thing down. Din momentul în care se taie firul de asemenea. When you feel că like ceva nu, deci că s-a oprit. Like something has been blocked in you. Și din momentul ăla nu mai știi ce s-a predicat în biserică azi. And maybe you don't even remember what was preached after that in church. Vreau să scrii acel moment. I want you to write it down. Care a fost ultimul lucru ce l-ai auzit? What was the last thing you heard? Și după care tu nu mai știi ce s-a vorbit. That you didn't remember what was spoken about after. Pentru that. Că acel ultim lucru, that last thing, a atins o întăritură. Has touched a stronghold. Și noi trebuie să știm care e acel lucru. We need to know what those strongholds are. Care sunt blocajele noastre? What are the things blocking us? Ce blochează prezența lui Dumnezeu în noi? What is stopping the presence of the Lord from coming to us? Ce blochează ca noi să mergem mai adânc în prezența lui? What is blocking us from going further in his presence? Primiți pe cel slab în credință. Receive the one who is weak in their faith. Fiți primitori de oaspeți. Be hospitable. Iacov zice, primiți pe cel bogat și pe cel sărac. James tells us that we should receive the rich and the poor. Pavel scrie bisericii din Corint, primiți-l pe Timotei. Paul writes to the Corinthians, receive Timothy. Primiți mesajul lui. Receive his message. Primiți-l când vine să vă predice. Receive him when he comes to preach to you. Când vine să vă slujească. When he comes to minister to you. Nu vine Pavel să vă slujească acum. Paul's not coming to minister. Vine to you, Timotei să vă slujească. Timothy is coming to minister to you. Oare atunci când vedem pe cineva că vorbește? When we see somebody speaking. Și nu-i celălalt. And it's not that other person. Se ridică împotrivirea noi. Can there be something opposing that arises in us? Ne închidem un pic 99.99%. Do we close ourselves up maybe 99.99%? Nu, nu a fost Bogdan. And we say, oh, it wasn't Bogdan. Dacă era pastorul Bogdan, râdeam în seara asta. If it was Pastor Bogdan, maybe I would have laughed this evening. Miha vorbește. Miha speaking. Ea sigur o să se ia de ceva de noi. For sure, she's going to start picking on something. And și nu mai auzim nimic. Then we stop hearing. Sau e doar informație. Or maybe it's just information. Nu ne atinge pământul inimii. It doesn't touch us deep down in our hearts. Să ne hrănească. To feed us. Religia. Religion.
Oprește pe oameni să intre în prezența lui Dumnezeu. Will stop people from being able to enter into the presence of the Lord. Și să se bucure de ce Domnul are pentru ei. To enjoy what God has for them. De ce Duhul Sfânt vrea să facă. Of what the Holy Spirit wants to do. Iar Domnul vrea ca noi să rămânem mereu însetați. But the Lord wants us always to be thirsty. E o luptă pentru viziunea ta. There is a battle going on for your vision. Diavolul s-a luptat ca Iisus să nu-și împlinească viziunea. The devil fought so that Jesus wouldn't be able to fulfill his vision. Și poate te gândești că el a dus lupta cea mai mare. Maybe you think that he had the greatest battle. Dar eu zic că 3 ani de zile. But for 3 years. Cea mai mare împotrivire. The greatest opposition that Jesus faced. A venit din partea religiei. Actually came from religion. Religiozității. It was because of religiosity. În mod continuu. In a continuous way. Când Iisus a slujit. When Jesus was ministering. A fost împotrivire din partea religiozității. There was opposition that he faced because of religiosity. Singurele dăți în timpurile de slujire. The only moments when he was ministering. Unde vedem că diavolul încearcă să facă ceva. Where we see that the devil tried to do something. E când oamenii au trecut prin eliberare. Is when people would go through deliverance. Și nu oricând oamenii vin aici în prezența Domnului. Sometimes when people come here in the presence of the Lord. O să înceapă să-i doară capul. They may be able to start feeling headaches or feeling like they're getting sick. Pentru că trebuie să fie eliberați. Because they need to receive deliverance. Și așa se întâmpla și când veneau oameni în prezența lui Isus. That's what happened also when people came into the presence of Jesus. Uneori cădeau la pământ și se zvârcoleau. Sometimes they would fall on the ground and start manifesting. Li se făcea rău. They would start having all kinds of sick symptoms. And that's okay. Știm să curățăm după. We know how to clean up afterwards. Nu e nicio problemă. If somebody gets sick, it's no problem. Dar nu asta a fost împotrivirea. That wasn't the real opposition. Isus se ocupa de acele duhuri. Jesus would deal with those și eliberat pe oameni. And set people free. Dar cei care încercau să-i oprească pe oameni. But the ones who tried to stop people. Să-l cunoască pe Dumnezeu. From coming to know God. Nu fost diavolul. It wasn't cei the devil. De slujire. During those 3 years. A fost religia. It was religion. A fost religiozitatea cu care veneau farisei și ceilalți. It was the religiosity that the Pharisees and the others și încercau să-i convingă pe oameni. They try to convince people. Nu mergeți după Iisus. Don't go after Jesus. Nu credeți. Don't believe El face in him. Minunile astea. He's doing El these miracles. Scoate demonii ăștia. He's casting out these prin puterea diavolului. Through the power of the devil. Nu mergeți acolo, acolo lucrează necuratul. Don't go there because it's unclean things that are working. Nu mergeți acolo, acolo oameni cad pe jos. Don't go there, people fall out in the spirit there. Nu mergeți acolo, acolo mai vorbesc femei. Don't go there, women sometimes preach there. David e fericit că vorbesc aici și tac acasă. David's happy when I speak here and then I can shut up at home. Hallelujah. Hallelujah. Și mentalitățile acestea vin din religie. These mentalities come from religion. Și încearcă să oprească foamea din sufletul omului. They try to stop the hunger that's in the souls. Pentru că omul ăla nu vrea să meargă acolo, mă înțelegeți? Because that person doesn't want to go there. Ceva nu-i place acolo. Because that person doesn't like something. Dar în el e o foame. But in him there's a hunger. Și ar vrea să meargă acolo. And he wants to go to that other place. Dar pentru că ție nu-ți place acolo. But because you don't like it there. Tu îl convingi pe el să nu meargă. Maybe you convince him not to go there. Și atunci el nu merge nicăieri. Then he doesn't go anywhere. Și își va umple foamea. He will fulfill his hunger. Cu lucruri din lume. With something out of the world. Oare suntem noi pricini de poticnire? Can we be stumbling blocks? Pentru unii dintre aceștia micuți. For one of these little ones. Sau încurajăm noi pe oameni. Or do we encourage people? Să se întâlnească cu Domnul. That they would meet with the Lord. Să se întâlnească cu prezența Lui. That they would meet with His presence. Doamne, mărește foamea din noi. Lord, increase the hunger that's in us. Și ajută-ne să aducem pe oameni la Tine. And help us to bring people to You. Amen. Amen.